Vă salut băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, după cum ați văzut în titlu și în thumbnail, îi vom simula cariera unei legende, dacă pot să zic așa, a celor de la Steaua București, și anume nimeni altul decât Bănel Nicoliță, un jucător care își dădea viața pe teren la propriu. Din păcate a avut și momentele lui nasoale, mai ales autogolul din meciul cu Real Madrid, atunci când toată lumea l-a acuzat că a și făcut-o intenționat, însă cu toții știm cum a plâns Bănel Nicoliță după acel meci. Însă după perioada Steaua au urmat două echipe din Franța, Nantes și Saint-Étienne, însă nu a reușit să ajungă la un nivel foarte mare în afara României, iar astăzi totul se va schimba, pentru că suntem cu el la FCSB, are 18 ani, e englez, din păcate nu știu cum am ratat să editez chestia asta, dar Bănel Nicoliță în această simulare va fi englez, are 63 rating, cred că are ceva potențial și îl vom face unul dintre cei mai buni români din toate timpurile, chiar dacă el aparent e englez, da, greșeala mea, nu mi-am dat seama până acum. Are 73 pace, 64 shooting, în rest nu e foarte, nu știu, dar am zis să-i pun mai mult pace pentru că acolo era el cel mai bun. L-am făcut atacant pentru că în cariera sa a jucat mai mult mijlocaș, dar conform Wikipedia în engleză el ar fi jucat și atacant, așa că să-l punem pe această poziție și o să-i simulăm direct primul sezon la FCSB să vedem cum se va descurca, deci fără alte adăugiri. Haideți să-i dăm drumul cu primul sezon. Dar ca să fiu sigur că va și juca Bănel Nicoliță la acest FCSB destul de bun, pe care unde Companio este în atac, am decis să schimb formația și să jucăm un 4-4-2 și cam așa arată. Popescu aici, da, perfect. Nicoliță și Companio în atac, sper să facă un cuplu bun. Așa băieți, primul sezon al lui Bănel Nicoliță, înapoi în Superliga, înapoi în Liga 1, înapoi la FCSB, pe care și el o numește Steaua. Haideți să vedem cum s-a descurcat și sper eu la un trofeu sau, de fapt, un trofeu. Campionatul, tată! Bănele, Bănele, n-ai avut noroc, FCSB termină pe locul 2, CFR-ul câștigă, na, asta este, am avut ghinion, 47 de puncte pentru noi, 51 pentru CFR, măcar Cupa României, cum a fost câștigată Cupa României de Sepsi? Am pierdut în semifinale cu CFR Cluj, mamă, în două competiții CFR Cluj ne ia fața, măcar n-au câștigat tot ei și Cupa, aia e. În alte competiții, măcar să fi trecut de grupele Conference League, pentru asta ar fi un mini-W. În Europa League oare a fost vreo echipă românească pe aici? Uite un Petrolul pe locul 3 într-o grupă cu Real Sociedad, Manchester United și încă o echipă. Da. Hai să vedem în Conference FCSB locul 3. Da. Uite, Sepsia a terminat pe ultimul loc într-o grupă și CFR-ul și ia tot pe locul 3. Petrolul a fost singura echipă care a trecut, dar na, a pierdut cu Fiorentina 8-4 la general. Haideți să vedem acum pe Bănel Nicoliță, să vedem la ce overall a ajuns și dacă a jucat. Eu zic că ar fi trebuit să joace și uite că a jucat și a marcat 12 goluri în 43 de meciuri pentru Bănel Nicoliță. Nu la fel de multe ca colegul său din atac, Andrea Companio, însă îndeajuns de multe ca să-i crească overall-ul demențial de la 63 până la 69 overall. Foarte bine, plus 6 pentru el și a făcut și 5 asisturi bune și alea și deja e timpul să mai stăm la FCSB încă un sezon, pentru că nici măcar n-are peste 70. N-aș... nu l-aș da la altă echipă. Părerea mea. Asta dacă nu, cumva n-am fost atent și nu i-am dat contract, pentru că... ok, perfect. Oh, era să-l pierdem pe gratis pe Mr. Bănel. Dar îi dăm acum extensia. Ok, perfect, perfect. Bănele, englezul meu preferat. Hai! Să vedem dacă rămâi sau pleci, pentru că dacă vine vreo ofertă pentru Bănel, nu zic că nu o să-l dau, dar la 69 overall l-aș mai ține la FCSB încă un sezon, măcar să câștige campionatul. Pentru cele mai tare articole de fotbal, tricouri, fulare, șepci, mystery box-uri și multe, multe altele, intrați pe picky.ro, linkul în descriere și folosiți codul LEO10 pentru 10% reducere. Al doilea sezon al lui Bănel Nicoliță la FCSB, după acest sezon sigur vom pleca, dar... vreau să plecăm cu o bang, vreau să plecăm ca și câștigători ai Superligii și fix asta facem.
un rând de aplauze pentru Bănel Nicoliță și compania. Au dominat acolo Superliga 57 de puncte, dar în sezonul regulat CFR-ul a pus peste ei. Însă după înjumătățirea punctelor, 10 victorii din 10, prima oară când văd asta, FCSB-ul câștigă toate meciurile din play-off și câștigă campionatul peste CFR Rapid Farul Voluntar și Hermaștea, ce play-off ciudat. Vreau și o Cupa României, CFR-ule, mamă, dar am pierdut de vreme. Am pierdut în 16, cu CFR-ul, ce să mai. Ne-a bătut CFR-ul, dar măcar luăm campionatul, pentru mine asta era cel mai important. Oare în Champions League am avut un CFR dacă tot ne-au bătut peste tot, în afară de campionat? Uite că n-am avut în Europa League, probabil. CFR, da, locul 3 după cu Roma, Monaco și Ghent, o grupă destul de grea. Uite, am trecut și noi în Conference League de pe locul 2 după cu Hoffenheim. Iar alte, uite, era Rapid pe ultimul loc aici și în runda preliminară am pierdut cu el. Păi dacă picăm cu el, normal, și CFR-ul pierde cu Dinamo Zagreb. Da, din păcate, mai nimic încă în competițiile europene pentru Bănel Nicoliță, dar haide să vedem cum s-a descurcat și vreau să-l văd golgetter. Hai mă, tot companio. Bănel Nicoliță crește plus 7, nu vine să cred. Mamă, deci are așa un ritm accelerat de a crește Bănel Nicoliță, deja la 20 de ani, 76 overall. Și este acolo foarte bun, pentru că cu cât crește mai repede, cu atât ajunge la echipe mai bune și cu atât are șansa, de ce nu, să câștige și un balon de aur. Asta rămâne de văzut. Totuși, îl voiam goalgetter. Măcar are 6 asisturi, sunt bune și ele, 19 goluri. Și acum o să plecăm. O ofertă pentru Bănel Nicoliță, de fapt două oferte, una de la AC Almark și una de la Club Bruj. Nu îmi place niciuna, sincer. Vreau ceva top, are 20 de ani, 76 rating, să vină bani. Acum devine interesant, Nottingham Forest. Sincer, dacă Nottingham Forest e în Premier League, mergem acolo. Ne uităm direct la Nottingham Forest și dacă sunt în Premier League, mergem la ei. Ligă, căutăm aici unde este, de fapt hai să ne uităm în Championship. Nottingham Forest, de ce sunteți mă Championship? Nu, vreau ceva ca lumea. Nu plec nici la Ajax. Vreau ceva ca lumea rău de tot. Hoffenheim vine cu 41 de milioane și cu siguranță Hoffenheim este în primul eșalon al fotbalului german. Nici nu cred că are rost să ne uităm, dar 100% sunt acolo în prima ligă germană, adică nu cer chiar atât de mult. Vreau să văd aici TSG Hoffenheim și nu văd. Nu cred. Nu merge nici la Hoffenheim. Mă țin de o chestie până la capăt. Și am ajuns deja la 50 de milioane care se oferă pentru Bănel Nicoliță și sincer, cred că le accept. Nu cred că Bournemouth este în prima ligă. Nu cred că este în Premier League. Championship, da. Dar deja timpul se scurge. Trebuie să plecăm. Aia e. Nu m-am ținut de ce am zis. Plecăm la Bournemouth. Totuși, măcar să câștigăm a doua ligă din Anglia cu ei, au dat cei mai mulți bani pe noi, mergem la Bournemouth, ne interesează cașcavalul, haide să plecăm. Și băieți, l-am adus până la urmă pe Bănel Nicoliță la Bournemouth, chiar dacă mi-a dat crash jocul, am reușit să mă descurc. Eu zic că e o echipă foarte bună aici la Bournemouth, net în poartă, deci cam asta este echipa, sper să câștigăm a doua ligă din Anglia și să ne transferăm la un club forță rău de tot în sezonul viitor. Trebuie să-i dăm și un development lui Bănelică, care are un potențial să fie un jucător special. Vedem deja 90 pe 78 shooting, ar fi un super atacant de cumpărat pe Ultimate Team. Că aș putea să-i mai cresc aici la statusurile astea. Dribbling, viteză, da, hai că să dribbling și physical, haideți că umblăm acolo. Și ce să mai zic, simulăm al treilea sezon al lui Bănel Nicoliță, departe de FCSB, departe de România, practic în țara sa natală, Anglia, pentru că l-am făcut englez din greșeală, dar este a doua ligă din Anglia. Haideți să vedem cum se va descurca acesta. Așa băieți, am terminat al treilea sezon cu Bănel Nicoliță și vreau direct să ne uităm în campionat unde... Da, am pierdut play-off-ul de calificare în Premier League, m-am antrenat pe locul 5.
nu foarte bine pentru noi. Probabil că în FK prin ar să ne uităm. Da. Uite, am ajuns în runda 5-a. Da, ok. În alte competiții nu suntem calificați. În Champions League sunt curios dacă FCSB, da, a ajuns în Champions League, însă a fost într-o grupă a morții totuși. Iar în Europa League am avut oare altă echipă? Nu cred. Nici nu cred că are cum să fie o altă echipă calificată din România. Însă în Conference League, campionatul, mamă, n-am avut nicio echipă. Nici o echipă calificată în grupele Conference League din România. Wow, ba da, FCU, dar pe ultimul loc a terminat. Trist, dar adevărat, ăștia suntem noi. Ne uităm direct la Băneli Coriță să vedem dacă a fost goalgetter sau nu. Și a fost, și a crescut, și a crescut, mă, când zic că a crescut. Plus 7 overall, 83 rating deja. Trebuie să vină ofertele alea, 100%, trebuie să vină ofertele bune. Bournemouth ne-a făcut plăcere. Dar te vom părăsi. Oh, și ce oferte pentru Bănel Nicoliță, Real Madrid. Și o să accept, frate, pentru că nu știu când o să mai... Bine, e posibil să ne mai vrea Real Madrid, dar nu pot să cred în al patrulea sezon al lui Bănel Nicoliță plecăm direct la Real Madrid de la Bournemouth. Ce călătorie nebună. Da, băieți, și transferul care nici nimeni nu s-ar fi așteptat să se întâmple vreodată, nici măcar în FIFA, se întâmplă. Și anume, Bănel Nicoliță ajunge la Real Madrid. Și nu știu, sincer, sper să aibă loc în echipă și uite că cam mare, adică Real Madrid nu are absolut niciun atacant în echipă în afară de Bănel Nicoliță. Însă vedem aici un Vinicius, un Valverde, Barella, Tchouameni, Tielemans și el aici. Sincer, mă așteptam să fie mai bună echipa asta, celor de la Real Madrid. Nu e chiar acolo unde aș fi vrut eu, dar... Oh, și măcar la un fundaș stânga. Asta nu e bine deloc, deloc, deloc. Da. În orice caz, este o echipă decentă și sper eu o echipă la care Nicoliță să reușească să cucerească măcar un trofeu important, pentru că e timpul, e timpul. Îi dăm aici și un development plan, o să-i dau... O să-i dăm un complete striker, să-i crească și weak foot-ul, să-i mai dea și la shooting. Și al nostru Bănel trebuie să rupă Spania în două. Simulăm al patrulea sezon al lui Bănel Nicoliță. Așa, băieți, al patrulea sezon din cariera lui Bănel Nicoliță, de această dată o echipă majoră și anume Real Madrid. Nu arăta foarte bine echipa galactică, dar cu Bănel Nicoliță în atac, eu zic că au reușit să câștige minim un trofeu. Iar La Liga nu este acel trofeu. Locul 3, Atletico Madrid domină Spania. Cum o face destul de des în carieră, nu știu cum reușește acest lucru, Atletico. 81 de puncte, Real Madrid doar 73, aproape 10 puncte diferență între primul și al treilea loc. Iar în Supercupa au pierdut cu Villarreal, care reușește să o bată și pe Barcelona în finală. Și nici Cupa de Spania n-au câștigat madrilenii. Paul au pierdut în runda 32 împotriva celor de la Sevilla. Asta nu e bine deloc, deloc, măcar în Champions League, nu, Juventus. Și nu pot să cred așa ceva, n-au reușit să treacă de una dintre cele mai ușoare grupe pe care le-am văzut în istoria acestei competiții, Real Madrid, Porto, Club Brugge și Rapid Viena. Și a trecut Club Brugge și FC Porto. Cum? Cum este posibil așa ceva? Sunt curios, s-au mai fost echipe românești în Champions League? Poate a trecut vreuna și n-a trecut Real Madrid, nu. Atunci am fost în Europa League și văd că nici măcar n-am câștigat. FCSB a fost și ea în Europa League și a trecut de grupa ei. Da. În runda preliminară, Real Madrid a înfrânt FC Augsburg. FCSB a pierdut cu Monaco, din păcate. Iar în 16-im Spurs o elimină pe Real Madrid, care nici măcar nu ajunge în finală. Doamne, 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 în Conference, Universitatea Craiova a fost din România, CFR Cluj și a mai avut alte echipe, nu cred că este posibil. CFR a pierdut, da, mamă, e și Manchester City pe aici, nici măcar n-a câștigat Manchester City. O nebunie totală în Europa, echipele de top nu mai sunt echipe de top, măcar vreau să-l văd pe...
al nostru Nicoliță, goalgetter, și ula un gol acolo. Aproape să fie goalgetterul celor de la Real Madrid, totuși crește până la 87 rating, 22 de ani. Și vreau să-i mai simulez un sezon. Vreau să plecăm de la Real Madrid pentru că nu cred că este echipa potrivită pentru noi. Așa că, la revedere, Real Madrid, arrivederci, salut a tutti, nu știu, pa, pa. Două oferte pentru Bănel Nicoliță, una vine de la rivala celor de la Real, Atletico Madrid, pentru 272 de milioane de euro. Și mă tentează această mutare, însă parcă aș vrea să schimb campionatul, nu vreau să rămân în Spania pentru totdeauna. Și ofertă din Italia. Inter Milano oferă 239 de milioane, însă nici la Inter nu vreau să merg, nu știu. Nu vreau eu. Și asta e interesantă. 100 de milioane de la Liverpool, plus Harvey Elliott la schimb. Și cred că accept, pentru că la Liverpool nu cred că am făcut niciodată în aceste simulări. Și sincer cred că am făcut o alegere bună. Hai să vedem ce echipă are Liverpool și da, clar, clar am făcut os. Cum a crescut Nicoliță la 95 rating? What the fuck? Avea 88, a ajuns la 95, de unde până unde? Băi, mamă, dar ce echipă are Liverpool, mă tată, ce echipă are Liverpool, păi... Cred că dacă nu câștigă tot ce se poate câștiga, nu prea are. Ba da, are și mijlocaș. Wow, are și fundaș, are... N-are fundaș stânga. Toate echipele astea nu înțeleg și ele că au nevoie de fundaș stânga. Și la Real Madrid tot așa n-aveau fundaș stânga. Dar în rest, nu am ce să zic despre echipa asta. Este pur și simplu senzațional. Uitați și voi, Musiala, Nicoliță, de 95 rating, a crescut Mbappé-ul nostru... Mbappé-ul românesc. Da, nu știu, poate doar aici la left back, dacă ar avea o îmbunătățire, nu pot eu să o fac. Totuși nu știu ce să fac. Eu nu voiam ca Bănel Nicoliță să crească așa fără să știu eu. Deci nu mă interesează chestia asta. Măcar să câștige balonul d'aur, dacă tot a crescut atâta, nu știu ce să mai zic. Bănele, ia să te mai vedem o dată în tricou celor de la Liverpool. Bănele, ăsta e momentul tău, trebuie să câștigi Champions League-ul, tata, nu se mai poate. Și să simulăm până în decembrie anul viitor, ca să vedem dacă câștigă sau nu balon de aur. Și după aia ne oprim. Deci este practic ultimul sezon al lui Bănel Nicoliță, în rest nu ne mai interesează nimic. Vremea acum. Vremea este acum să câștigăm Champions League-ul, Premier League-ul, Cupa Angliei, vreau 3 trofee pentru un băiat de 5 stele. Așa băieți, s-a terminat și ultimul sezon din cariera lui Bănel Nicoliță. După acest sezon vom simula doar până în decembrie anul acesta ca să vedem dacă a câștigat sau nu balonul de aur. Dar acum e momentul să ne uităm dacă a reușit să câștige ceva la Liverpool și... Locul 8 în Premier League? Locul 8 în Premier League? Spurs câștigă campionatul. Doamne, nu mi-a fost să dat... Ce? Ce? Locul 8? În alte competiții, FA Community Shield, să zicem că e un trofeu, în FA Cup au pierdut în fața celor de la West Bromwich Albion, în Carabao Cup Stevenage a ajuns în finală cu Chelsea, Liverpool, nu știu când a pierdut, în Champions League n-au câștigat. Au terminat pe primul loc în grupa lor. Au pierdut cu Roma. 16. Doamne, iartă-mă. Doamne, nu mai înțeleg nimic, efectiv. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu această echipă. Uitați și voi. Uitați-vă și voi ce echipă avea. În afară de fundașul ăla stânga nu există. Nu există niciun punct slab. S-o fi accidentat Bănel Nicoliță. Nu a jucat 52 de meciuri și a marcat 23 de goluri. La 95 overall ar fi trebuit să marcheze mai multe, sincer. Ce s-a întâmplat? Nu există explicații. Pentru un ultim sezon al lui Bănel Nicoliță, nu sunt foarte convins. Nu sunt deloc convins. Nu se termină aici. Mai simulăm un sezon. Nu poți să închei cariera lui Bănel Nicoliță cu locul 8 în Anglia, chiar dacă este la Liverpool.
nu mă interesează. Plecăm. Oh, 315 milioane de euro pentru Bănel Nicoliță de la Barcelona și nu știu câte oferte să mai primească Bănel și cred eu că ar fi interesant să joace și la Real Madrid și la Barcelona în aceeași carieră. Acceptăm. Dacă acceptă și Bănel, plecăm la Barça, tată. Nu vreau să mă pronunț iarăși cum am făcut-o la Liverpool, să zic că Barcelona e cea mai bună echipă din joc. O să ne uităm direct la ce squad au și dacă am fundat stânga. Bă, au doi fundați stânga, atacant nu au, e Bănel Nicoliță acolo, în rest nu prea în atac, stau slab rău la mijloc. Ah, n-au fundaș dreapta. Deci nu se poate, ori trebuie să nu aibă ei ceva, deci ori n-au fundaș dreapta, ori n-au mijloc zi fundaș stânga. Doamne, ce se întâmplă, mă, cu echipele astea foarte bune? Deci echipele foarte bune la începutul jocului, spre final se destramă efectiv. Na, e decentă echipa asta, dar parcă văd că terminăm pe locul 7 sau ceva în genul. Deja sunt super supărat pe jocul ăsta. Sper totuși să fie un final mai ok decât ar fi fost la decât ar fi fost la Liverpool. Nu puteam să o termin așa. Bănele, îți dăm un development, poate mai crești un pic. Nu prea cred, dar noi încercăm acolo și haide să simulăm al, nu știu al câtulea sezon e, dar hai să simulăm. Așa băieți, acesta este ultimul sezon al lui Bănel Nicoliță. Vreau să văd măcar un trofeu, măcar un trofeu acolo și o cupa Spaniei, tot sunt fericit. Hai Bănele, am încredere în tine, tată. Locul 3 în Spania, Doamne, dar Atletico Madrid e invincibilă, 91 de puncte. Măcar cupa Paolo ne-a bătut și super cupa. Băi, nu se poate mai așa ceva. În finală Cupa de Spaniei nici n-am fost. În Champions League 100%. Ne-a uite, Atletico Madrid a ajuns în finală. Măcar am trecut de grupă și ne-a bătut Wolfsburg. Da, super realist. FCSB a fost în Europa League. Măcar ei au câștigat acolo an la an. Am după CFR Cluj, Faro Constanța, Sepsi, da. Lame. Iar, ce să mai zic? Bănel Nicoliță, măcar mai adun acolo niște goluri, 35 la număr. Să mai simulăm, mă, un sezon. Nu pot eu să las așa pe Bănel Nicoliță. Mai vreau un trofeu. Vă mai țin un pic, băieți. Ce să... Pare rău, stați cu mine aici, că... Nu încheie așa urât. Vreau un trofeu. Câștig trofeu cu Bănel Nicoliță, se termină episodul. Da, în asta s-a transformat. Ofertă de la Manchester United, dar înainte să accept, să mă duc iarăși. Adică Manchester United e echipa mea preferată, dar nu mai vreau să mai accept așa vorbește. O să ne uităm direct aici în Premier League să vedem cum arată acest Manchester United din 2028. Dacă se merită sau nu să mergem aici. Vedem un Anthony, un Caicedo, Alfonso Davies, ok, au fundat stânga, bine de știut, Antonio Langa e și el pe aici. Rashford încă e, Sancho încă e, la mijloc, nu prea au cine știe ce variante, sunt toți decenți. În defensivă, ok, dar n-au fundat și dreapta, nu? Oh, ce fundaș centrale au, au și fundaș dreapta, ok. Și doar un singur portar, care măcar nu știu ce rating are, sună cam dubios. Nu plec la Manchester United, deși e echipa mea preferată, poate vină o ofertă din alt campionat, de ce nu? Juventus, hai să ne uităm. Iarăși mă uit la ei, nu mă mai duc așa orbește. Nu pot să mai fac greșeli astea, pentru că chiar e ultimul sezon. Și dacă nu mai câștigă nimic, chiar e ultimul sezon, dar sigur să-i facem dreptate. Unde e, mă, seria? Ok. Hai să ne uităm la Juventus să vedem dacă sunt sau nu o echipă potentă. Ronaldo, Araujo. În atac, un Vlahovic acolo, forță. La mijloc, Camavinga, Kimmich, Diaby, Madison. Ok, Valverde, Araujo. Ah, dar n-au fundaș. Îl au pe Florin Toma, un român. Da, dacă joacă cu trei fundași, nici
suport, dar nu prea au. Ce să fac, mă? Să mă duc, să nu mă duc? Mai oferă oare cineva pentru mine? Parcă simt presiunea să mă duc, sincer. Și cred că o să o fac. Am o echipă bună. De ce să mănânc vorba aia? Da, au o echipă bună. Mergem la Juventus, băieți. Sper să fie o alegere deșteaptă și ce să mă mai zic. Ne vedem acolo. Dacă ați ajuns până în acest moment, băieți, vreau să facem o nebunie. Să scrieți în comentarii Forța Juve sau ceva cu Juventus. Nu, scrieți Forța Juve ca să-i confuzăm pe ăștia care nu s-au uitat la tot clipul și au lăsat un comentariu acolo. Deci scrieți Forța Juve în comentarii ca să vă dau like și să vă văd. Și să știu că sunteți subscriberi adevărați. Da, defensiva lui Juve e vărzucă. Varză rău de tot, nu că vărzucă. Măcar avem un Madison. Ia să-i să trimit poză lui Ali. Bun, deci da, e o echipă ok. Pare jucător bun, dar n-are fundaș, n-are portar. Kimmich nu prea poate să joace aici fundaș, dar mai degrabă a juca așa, sincer, că totuși are 90 overall. Asta este. Nicoliță, tată, trebuie să rupi, trebuie să rupi, că ești cam de unul singur aici. Aia e, tu împotriva tuturor, totuși suntem în Italia, hai mă, măcar să câștigăm campionatul italian. Ultimul sezon cu Bănel Nicoliță, 2028, poate fi ăsta anul lui. Așa, băieți, ultimul sezon din cariera lui Bănel Nicoliță, suntem la Juventus, după cum bine știți, și acum vreau să văd măcar un trofeu, mă, frate. Ah, băi, la un punct, Fiorentina! De ce Fiorentina și nu noi? La un punct ne-au bătut! Tomulou! Am avut același număr de victorii, numai că noi am avut mai multe înfrângeri. Ce să faci? Ghinion, asta este. Însă, EA Sports Super Cup, wow, câștigăm două trofee. Super Cupa Italiei și Cupa Italiei, deci două trofee pentru Bănel Nicoliță. Totuși, încheiem ok, nu ne-am făcut de râs în campionat. Băi, nu se poate, mă. Bă, nu se poate, mă, cum câștigă Barcelona campionatul? Probabil pentru că au folosit banii aia pe care au luat după noi și și-au întărit echipa. De-aia, probabil. Noi am trecut de grupe și ne-au bătut Arsenal direct. Păi, cum a reușit, mă, Barcelona, mă, tată? Băi, sunt curios. Doar vreau să mă uit la other leagues, da? Vreau să văd dacă au câștigat și campionatul. Cum, pick competition. Au câștigat și campionatul. Băi, nu se poate. Cred că 100% au făcut îmbunătățiri. Nu, deci eu nu mă las. Vreau să mă uit, mă, frate. Cum a reușit Barcelona să câștige campionatul cu dărăpânătura aia de echipă? Și nu campionatul, și Champions League-ul, asta vreau să zic. Uite, cam cu aceeași echipă cu care, la care eram și noi. E fix aceeași echipă, n-au luat pe nimeni. Efectiv, și-au bătut joc. Păi, n-am recum. Bănele, îmi pare rău, mă, tată. Aia e. Totuși, e ok. Pentru mine, ce ai reușit tu este mai mult decât Champions League, și anume, prima că n-a fost golghetă la Juventus, 97 de goluri, era bine, 97 rating, 26 de goluri, da, un sezon ok pentru el, trebuia să rămână la Barcelona. Punct. Dar poate totuși am câștigat balonul de aur, așa că să simulăm până decembrie să vedem măcar acest lucru. La 97 rating, dacă nu câștigi balonul de aur, ce rost mai are? Nicoliță este nominalizat la balon de aur, se e în dreapta acolo, nu prea se vede că e fix textul ăla peste el, dar e nominalizat. Haideți să vedem dacă a câștigat sau nu. Ferran Torres câștigă balonul de aur. Da, băieți, hai să încheie acest episod. A fost un episod interesant. De fapt, puțin spus interesant, am făcut atât de multe lucruri încât nici nu le mai știu pe toate. În fine, eu am încercat să fac cât mai bine. Eu zic că a ieșit destul de bine. Bănel Nicoliță de 97 rating, nominalizat la balonul de aur, cred eu că este un super milestone.
și sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și un comentariu. Până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat, ciao!